Arhiepiscopul Tomisului și-a atras din nou criticile Patriarhiei. În altul prelat a spus recent că fumătorii n-au voie să bea ageazmă. Purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe susține că declarațiile devenite virale dau dovadă de ignoranță teologică. Replică Teodosie, el acuză pe Bănescu că dezbine biserica. În emisiunea difuzată înainte de Bobotează la postul de radio al Arhiepiscopiei, în altul prelat a răspuns la zeci de întrebări venite de la credincioși. Un fumător poate să bea ghiazma cea mare de Bobotează? Nici mare, nici mică. De cea nafură? Pentru că e mai rău ca un păgân. Dacă femeia se află în perioada lunară, poate să participe la slujba de sfințire a apei de Bobotează și să o aducă acasă? Sigur că poate să participe, nu se apropie, nu guste, dar într-un recipient poate să o aducă acasă. În altă preasfinția sa Teodosie a dat sfaturi și în ceea ce privește comportamentul de după sărbătoare. În perioada după botezul Domnului, atunci când se ia aghiazma cea mare, sunt îngăduite relațiile trupești dintre soți? Nu s-ar cuveni. Opiniile arhiepiscopului au devenit imediat virale și au atras o reacție dură din partea purtătorului de cuvânt al patriarhiei. Cei care numesc în derâdere creștinismul creștinopatie primesc un nesperat ajutor de la cei care îi trimit pe fumători în pe femeia cu fiziologie normală afară din biserică și pe ambii cât mai departe de agiasma mare și mică, a scris Vasile Bănescu pe Facebook. La scurt timp a venit și reacția Arhiepiscopiei Tomisului, care precizează că în alt preasfințitul Teodosie nu se dezice de opinia pe care o are despre fumători și nici nu-și va îndulci termenii. Fumătorul, care în mod voluntar își ucide lent organismul, se plasează pe el însuși în afara comuniunii cu Dumnezeu, se arată în comunicat. Nu este primul război al declarațiilor între purtătorul de cuvânt al Patriarhiei și Arhiepiscopul Tomisului. Anul trecut, Vasile Bănescu l-a catalogat cică contra pe Teodosie, după ce prelatul s-a pronunțat împotriva unificării datei Paștelui la catolici și ortodoxi. În replica acesta l-a numit pe Bănescu drept un om vrednic de compătimire.